Sâmbătă 15 mai a fost vernisată expoziția Navigația pe Dunăre. Acest eveniment a fost organizat de Institutul Cultural Maghiar din București și au participat personalități importante ale județului și nu numai. Expoziția sintetizată cu ajutorul unor documente de epocă, experiențele călătorilor de pe vasele cu aburi, oferă o hartă a raportului călătorilor, precum și a liniilor de demarcare dintre Orient și Occident. Elementul principal fiind experiența traversării cazanelor și strâmtorii porțile de fier. Aceasta poate fi vizitată până pe data de 30 iunie la Muzeul Regiunii Porților de Fier.